portar-o să dai pe la cap! Și tu ce faci?
Felicitări pentru victorie, o victorie muncită. Credeați că mai puteți reveni când adversarul conducea cu 4 goluri? Da, de ce nu? Avem o echipă frumoasă și ne-am motivat la pauză. Este totuși cea mai grea echipă pe care o întâlniți în această sală, în această sală, în acest sezon? Nu, o să mai întâlnim și în decembrie, dacă nu mă înșel, CSM București. Ce s-a întâmplat? Ați marcat destul de puține goluri, cel puțin în prima repriză era minutul 10 și scorul era 2-2, chiar atât de mult au avut de lucru apărările? Ei au avut o apărare foarte bună și noi la fel, ne-am motivat. Am văzut că marchezi la foc automat, îți propui ceva și titlul de golgheter, nu știu dacă se dă la nivelul ăsta, dar știu că ai marcat și astăzi destul de multe goluri. Nu, depinde de joc și depinde de echipă, dacă avem motivație. Crezi că puteți termina pe locul 2 sau de ce nu să câștigați grupa? Da, avem șanse foarte mari la locul 2, de ce nu? Mulțumim mult! În primul rând, felicitări pentru victorie, dar și pentru intervenție. Ai fost un adevărat înger păzitor pentru CS Constelație astăzi. Ia spune cum ai simțit partida din teren. Nu știu, m-am simțit foarte bine, parcă după ce am apărat primele 3 șuturi de la 6 metri, am simțit așa o energie foarte mare și mi-a venit să apăr. Totuși, ați avut de furcă voi portarii, ați apărat destul de mult astăzi, s-a și ratat mult. Credeai că se pot marca atât de puține goluri, cum l-am întrebat și pe colegul tău, minutul 10 era deja 2-2, destul de puțin pentru handball. Chiar și eu m-am mirat că era scorul acesta foarte mic la început, dar nu mai avem ce să facem, măcar am câștigat. Merită să faci sacrificiile astea, să vii în weekend, să renunți poate la timpul liber și să vii la sală să te antrenezi, să joci handball? Da, merită. Asta e plăcerea. Tu te pregătești individual după, eu știu, sau după anumite scheme, anumite tactici, după ce se termină antrenamentul? Nu, doar antrenamentul de zi cu zi și atât. Ai vreun model în handball? Nu încă, dar o să mai încerc să găsesc. Cu victoria asta sunteți pe locul 2 în acest moment. Care este obiectivul vostru în acest sezon? Păi să ajungem cel puțin la semifinalul 1. Mulțumim mult și Vafta. Să ne spui și nouă numele. Zamfir Cosmin. Mulțumim. Salut, o înfrângere dureroasă venită pe final de meci. Credeți că mai puteți pierde acest meci după ce ați avut 4 goluri avantaj? Nu speram la așa ceva, dar având în vedere experiența care nu o avem, nu știu ce să spun. Ne așteptam la un egal sau maxim un gol avantaj. În minutul 10 sau 12 scorul era 2-2. De ce crezi că s-a marcat atât de puțin în primele minute? Datorită apărării foarte strânse ambelor echipe. Voi ce obiectiv aveți sezonul ăsta? Am văzut că aveți o echipă frumoasă, erați pe locul 2, pe locul 3, acum cred că sunteți tot acolo pentru că cei de la Mureni au stat. Nu știu ce obiectiv aveți? Ce vreți să faceți sezonul ăsta? Să vă calificați mai departe? Să terminați în primele 4? Sau? Evident și normal, cât mai sus să ne calificăm 2, 3, asta este și ideea. Voi acolo învățați toți componenții echipei la colegiul media, la colegiul tehnic? Da, da. Vă place și handball-ul sau veniți așa mai de voie, vă mai obligă cineva? Altfel nu veneam la acest profil de handball. Să ne spui și nouă numele. Sandu Abel. Mulțumim mult și baftă! În primul rând, felicitări pentru meciul pe care l-ați oferit astăzi, atât dumneavoastră cât și cei de la CS Constelația. Un meci foarte, foarte tacticizat, cu multe ratări, cu o nebunie de trăire aici în sala de la școala numărul 10. Cum ați trăit această partidă pe margine și ce impresie v-au lăsat cele două echipe? În primul rând, bună ziua și mulțumim pentru felicitări! Dificil de trăit, probabil știe toată lumea, mai ales un meci de asemenea factură cu implicare și dăruire din partea ambelor echipe. Îmi pare bine că nu s-au întâmplat evenimente grave, s-a jucat cu sportivitate în limita bunului simț și chiar a sportivității, am zis bine. Este greu de pe bancă, într-adevăr, este greu cu copii, în general, dar este plăcut. Ai satisfacții, mai ales cu această echipă a noastră, care are un an doar de handball. Norocul nostru că suntem în clasă cu program și avem zilnic. Avem și noi dificultăți, ca și cei din Constelația. Felicit echipa Constelației pe care noi o știm. De prin 2011 sunt cam aceiași copii de la Junior 4. Îi felicit și pe ei și de asemenea felicit și echipa noastră, este normal. Am remarcat cam, nu pot să dau un nume,
pentru că toți au jucat foarte bine. Toți au jucat. În mare măsură, pe final, portarul de la CS Constelația poate îi se datorează și lui această victorie, într-o mare măsură. Da, așa este, și portarul, și nu numai portarul, și cine a condus jocul, și îl știu foarte bine să țină de minge, îmi place, este o echipă omogenă. La fel, portarii cred că au făcut diferența în acest meci, părerea mea, și nu numai a mea, sunt convins. Multe ratări, drept dovadă și scorul de la pauză 7-7, dar probabil, dacă îți faci o analiză corectă, pe baza unei apărări bune și normal, ca atacant, lupți foarte mult să ajungi față în față cu portarul și în momentul acela, pe fond de oboseală, probabil ratezi. Dar felicit ambele echipe. Ce obiectiv aveți dumneavoastră în acest sezon? Știu că atât la băieți cât și la fete aveți echipe frumoase, chiar noi, o campioană mondială de acum 2 ani, provine de la Colegiul Tehnic, este din Mihai Leș, fata, deci din județul Giurgiu. Ce obiectiv aveți și... Și eu știu ce vă determină să continuați dumneavoastră, profesorii, să aduceți noi și noi generații care să, iată, să crească de la meci la meci și să facă pasul către handbalul mare. Obiectivul nu poate fi, din punctul meu de vedere, unul de moment, ci chiar și al nostru, ci un obiectiv îndepărtat, să ajungem la junior 1 și chiar să dăm la senior câțiva jucători, respectiv jucătoare. Este greu și din pricina nevoilor pe care le avem, din pricina greutăților. Într-un fel avem noroc cu primăria noastră, care întotdeauna ne-a susținut și asta nu este un lucru ascuns, știe toată lumea. Încercăm, într-adevăr, cel puțin la junior 2, încercăm să ne calificăm la un turneu semifinal și să facem o figură cât mai frumoasă, cât s-o putea, și să creștem. Și vrem să-i vedem la junior 1 cu mai multă experiență și cu mai multă, și să practice sport. Asta e, să devină bărbați și respectiv fete sănătoase și, dacă se poate, în sport, ar fi și mai bine. Mulțumim mult de tot, să ne spuneți și nouă numele, vă rugăm frumos. Florin Stroiescu sunt. Mulțumim. Bine. Felicitări pentru victoriu, victorie muncită. Vă mai așteptați când adversarul conducea cu 4 goluri pe la mijlocul reprizei secunde, că puteți întoarce rezultatul? Am vorbit cu băieții și le-am spus că echipa din București este o echipă incomodă. Au văzut-o și ei la București, că am avut în același timp meciuri, unul după altul. Da, am vorbit cu ei și le-am spus să facă tot ce este posibil până minutul 50, că se poate, și s-a văzut, ei au muncit, nu s-au mai uitat la tabelă și au câștigat. Ne spunea domnul profesor, antrenorul echipei oaspete, faptul că iau zi de zi la antrenamente, ei practic asta fac fiind și grupă cu profil sportiv. Totuși, dumneavoastră, la fel, vă antrenați, dar v-a fost greu să vă apropiați din nou către acest sport, să-i convingeți pe copii să continue acest proiect. Deci, iată că balanța e oarecum, să spunem, dezechilibrată, dar cu toate acestea, CS Constelația este pe locul 2 în acest moment și poate spunem că este deja calificată la turneul semifinal 1, deși mai este un tur de jucat plus încă un meci. Într-adevăr, echipa din București au clase cu profil sportiv. Asta implică că se face selecția nu la nivel de București, ci la nivel de județe limitrofe, deci au o mare arie de selecție, pentru că au și cămin, casă și masă asigurată, copiilor le convine și părinților la fel. Fac, cum se zice, muncesc în fiecare zi handbal pe pâine și totuși am reușit să îi batem. Ce să zic, dacă și la noi ar fi puțină preocupare pentru handbal, s-a văzut și înainte că s-a putut. Am dus o generație de fete până la divizia. Nu s-a vrut în continuare, poate cu copiii ăștia pe care cu greu am putut să-i oprim, pentru că, să nu uităm, 3 dintre cei mai buni au plecat la CSM, din cauza că nu mai s-au dat fonduri aici. Am putea să facem tot așa, să peste 3 ani de zile, să facem o echipă, să înghebăm o echipă de divizia și la Giurgiu. Mulțumim. Este păcat să mergem la sala polivalentă și să vedem echipe din Alexandria care joacă în divizia A și nu una, două care joacă. E păcat să vedem basket feminin tot la sala polivalentă, care este Liga Națională, și noi care am avut aceste echipe să le dăm un șut
pentru că nu ne-a plăcut de unii oameni și de ce să continuăm ce a făcut ei frumos. Mai bine tăiem toate speranțele pentru copii, pentru spectatori, pentru populația din Giurgiu. Mulțumim mult și succes, poate cine trebuie să audă lucrurile acestea și... Sper și eu să audă, mulțumesc mult. Să mă supere! Nu că văd că vrăjitoarea asta a făcut vrăjitoare bună, deci poate să rămână. Amin! Deci plec!